seara cu Toader Păun la Europa FM. loc întâmplător am început cu această piesă, cel mai mare club din România, deschis pe frecvențele Europa FM în fiecare seară între 19 și 21. La Europa FM în această seară am deosebită onoare de a avea alături de mine pe cei doi tineri care scriu practic istorie în sportul românesc și asta pentru că au obținut primele medalii de aur din istoria monobobului pentru România. Mai mult sunt primele medalii olimpice pentru că devine și sport olimpic de la următoarea ediție. Bun venit în studioul Europa FM, Georgeta Popescu și Andrei uh, Nica Și uh, alături de voi se află și omul uh, descoperitorul de talente și îmblânzitorul de talente, să-i spunem așa Este vorba de antrenorul principal, domnul Cezar Popescu Bună seara, bun venit la Europa FM Bună seara și mulțumim de invitație eu vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat nouă în această seară frumoasă. Felicitări! Cum este? O să încep cu uh, Georgeta, Iane, uh, Gigi, îți spun prietenii? Pot să-ți spun prietenii, Poți da. să așa? Da. Mulțumesc mult! Ne-ai dat primele emoții frumoase, după care la, la două zile distanță a venit și Andrei să ne dea da. o zi distanță. O zi distanță, iartă-mă, până când ne-am trezit noi, aproape da. că trecuseră două zile. Cum e să porți medalia aia la, la gât de daur și să știi că practic ai deschis un nou capitol în istoria sportului românesc? Este o emoție de nedescris să ai medalia la gât și în mâinile tale, dar încă nu conștientizez foarte bine ce s-a întâmplat. Cum, cum, a fost în momentul în care ai auzit că tu ești câștigătoarea medaliei de aur? Sincer, primele minute nu am crezut că se întâmplă așa ceva, iar apoi când mi-am auzit echipa din spate cum țipă de fericire, mi-am dat seama că s-a întâmplat. Și am început și eu să țip odată cu ei și m-am bucurat foarte mult și mă bucur în continuare pentru această medalie. Îți amintești care a fost primul gest pe care l-ai făcut? A fost vreo persoană pe care ai simțit nevoia să o iei în brațe sau să faci ceva special? Da, adversara mea în slovacă, Victoria Cernanska, a fost prima pe care am vrut să iau în brațe și să o felicit că am concurat uh, fair play și că a fost o competiție foarte frumoasă. Impresionant, cu alte cuvinte, te-ai dus la cea care ar fi putut să-ți ia medalia. Da. Foarte frumos. După care a venit Andrei Nica să echilibreze și el balanța, să fie și la masculin o medalie de aur. Felicitări! Mulțumesc. Din anii 60 și România n-a mai obținut o medalie și niciodată n-a obținut o medalie de aur. Felicitări pentru că deschizi și acest capitol frumos în istoria monobobului în România și în istoria bobului. Cum e? Este cea mai frumoasă realizare, realizarea pentru care am muncit toți timp de trei ani. Trei ani în care am fost mai mult decât o echipă, am fost o adevărată familie. Cu momente grele, cu momente triste, dar de cele mai multe ori cu momente fericite, în care am continuat, am continuat să... De drumul spre medalie. Asta a fost visul nostru. Am plecat cu aspirații înalte, ne-am adus cu rezultate, ne-am întors cu rezultate pe măsură. Am avut parte de cea mai frumoasă galerie, românii care au și strigând numele noastre în start, care au simțit. Să... Da, care am simțit, care au avut lacrimi în ochi la sfârșitul competiției, care au fost de-a dreptul mântrii de noi. Nu tu abia ai împlinit 18 ani, corect? De 4 ianuarie. 4 da. ianuarie. La, la mulți ani, frumos cadou ți-ai făcut de majorat. Da, ce mai frumos cadou? Uh... În primul rând să mă calific, apoi să obțin medalia. cel, cel mai frumos cadou. Georgeta, pentru tine mai este încă un an, nu? Ai 17 ai ani. 17 ani, în 3 luni o să fac și 18. Mulți înainte, și tu aș putea spune că ți-ai făcut un cadou da. frumos de majorat. Un cadou foarte mare ar fi să iau și bacalaureatul, dar nu se pune problemă în mod sigur va fi totul bine și acolo. Iar omul care v-a adus împreună și v-a adus în fața acestei performanțe, domnul antrenor Cezar Georgian Popescu, este alături de noi în studioul clubului de seară la Europa FM. Felicitări pentru performanțe! Vă mulțumesc mult! De regulă, oamenii se uită doar la sportivi și la rezultatele lor. Însă, se spune că în spatele oricărui om de succes trebuie să existe și o echipă și niște oameni care să-i antreneze. Iar dumneavoastră sunteți parte din această echipă. Antrenorul principal. Da, eu sunt antrenorul principal. Am avut lângă mine și un coleg, antrenorul meu secund, care m-a ajutat cu orice am avut nevoie. Este vorba de, de dans curtu. A fost frumos, a fost foarte frumos. Cum i-ați găsit? Deci, trebuia să caut niște copii născuți 2002-2003, și noi fiind, eu fiind antenor la CSO Sinaia, am început să caut în zonă la mine, în Azuga, Comanic, Câmpina. Am ajuns la Câmpina, doamna antenoare de atletism, Geni, mi-a spus, domnul profesor Cezar, am o fată care a cochetat puțin cu aruncarea suliței, A făcut la mine puțin atletism, săritura în lungime, a făcut și puțin sprint, uh, și are potențial. Doamnă, unde o găsesc? Păi haideți că vă trimit eu la școala generală unde am învățat și acolo poate vă îndrumă vreun băiețel spre casa ei. Așa am făcut, am ajuns la poarta lui Gigi și a ieșit mama. Doamnă, am și o nevoie să vorbesc cu fata dumneavoastră, m-am prezentat, am nevoie pentru monobob. Da, zice, o să o sun și o să vină imediat ca să stai de vorbă cu dumneavoastră. A venit Gigi, am vorbit cu ea, uite cine sunt, ce vreau, ești de acord? Nici n-a stat pe gând, a spus, da, vreau. Dar nu v-a întrebat ce e la monobob în România și a existat cândva o pistă unde se putea practica bă, da. Puteai să mergi cu bobul Acum da. nu mai există nici aceea Cu atât mai mult monobob Și de unul singur să faci lucrurile V-au întrebat, dar nu căutați pentru un sport Din ăsta mai cunoscut și Eu le-am explicat în două, trei cuvinte Despre ce este vorba, dar le-am Spus să se uite puțin pe internet Să vadă despre ce este vorba la bob În primul rând știind că Pe internet se dau și filmulețe Cu răsturnări, cu accidentări Destul de grave Asta -a, a fost povestea da. lui Gigi Descoperirea lui Gigi Și pe Andrei Nica Și pe Andrei la Sinaia În fiecare an în, Pe terenul de educație fizică și sport De la colegiul din Sinaia Sunt zilele olimpismului Și acolo l-am întâlnit pe Profesorul de educație fizică și sport Mihai Floștoiu Și i-am spus Mihai, am nevoie de un băiat Născut 2002 sau 2003 Ai ceva pe la Azuga? Zice, da, am un băiat, este el puțin mai retras, zice, da, e tare, este tare pe viteză. La noi, la Bob, trebuie viteză pe 30 de metri și 50 de metri. Zic, hai că vreau să-l cunosc. Bine, veniți în ziua de la școală. M-am dus la școală, l-am văzut pe Andrei, l-am testat la probele de viteză, mi-a plăcut foarte mult și de atunci am format această minunată echipă. Vreau să spun că îi mulțumesc în fiecare zi bunului Dumnezeu că mi-a scos acești copii minunați în cale. Toată viața o să le mulțumesc și toată viața vor rămâne în inima mea și în sufletul meu pentru această minunată, pentru aceste minunate clipe care le petrec alături de ei, începând cu data de 19, când Gigi a luat aurul, continuând cu 20 ianuarie, când Andrei a luat aurul, continuând în fiecare zi și în fiecare clipă, inclusiv acum la dumneavoastră în studio. Sunt extraordinar de fericit. Aș dori ca aceste clipe să nu se mai termine niciodată. Păi, depinde doar de voi trei să nu se termine niciodată. Domnule Cezar Popescu, permiteți-mă numele echipei Europa FM și mai ales al prietenilor care se adună seară de seară pe aceeași frecvență cu noi să vă oferim un dar simbolic, un mare buchet de flori din toată inima cu ajutorul colegilor mei care aduc în acest moment în studioul Europa FM Flor pentru voi. Voi sunteți florile adevărate și valorile cu care ne mândrim și sperăm cât mai des să avem ocazia să facem acest lucru. Felicitări! Vă mulțumim mult! Vă mulțumim mult mulțumim mulțumim, de tot! Cât timp împărțim florile în studioul Europa FM, vă spunem că suntem și video live pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vă așteptăm să vă alăturați acestei transmisiuni video speciale, emoționante și mai ales să adăugați acolo mesajele voastre de felicitare pentru ei, pentru echipa de aur a României. În acest moment am rămas pe Facebook, ca să pot uh, da și uh, publicitatea la radio, sincere, felicitări și n-am știut, mă gândeam să vă aducem medalii, să vă aducem diplome, să vă aducem orice față de ceea ce aveți în momentul ăsta la gât pare mult prea puțin. Nu știu dacă realizați ce, ce se întâmplă sau vi se pare că e doar așa un vis și. E un vis din care nu să trezim. Voi sunteți foarte timizi, foarte retrași. Ați ajuns mai devreme la, la noi și vă mulțumesc mult de tot pentru efortul pe care l-ați făcut. Pentru că nu locuiți în București și ați înfruntat traficul de pe DN1, ca să venim în seara asta și să fim împreună cu cei care ascultă Europa FM sau ne urmăresc video. Cum e toată atenția asta de care vă bucurați brusc? După acest rezultat, doar că voi ați muncit foarte mult până acum ca să ajungeți la acest rezultat. Îmi imaginez că nu s-au întâmplat lucrurile peste noapte. Da, am muncit trei ani și acum culegem toți laurii, dar sincer pentru mine sunt prea mulți. Eu sunt o fată timidă și modestă. E prea multă atenție asta? Vă... Este ceva nou, da. Mai ales pentru tine, da. când ne spunea dumneavoastră antrenor că ești fire mai timidă și da, amândoi da. vă simt la fel. Vă place mai mult să faceți sport, nu? Da, da. da. V-ați gândit vreodată că o să vă urcați într-un bob, că o să practicați acest sport? Până acum trei ani nici nu știam ce e aia bob. Eu n-aș fi crezut niciodată că o să reușesc. La început nu credeam. Și care a fost senzația prima dată când v-ați pus într-un bob? Ca într-un carusel. A fost... Uh, nu te simți nu... acolo prea uh, încorsetat? E prea mic, prea strâmt. No. Nu, sincer nu. Este foarte multă adrenalină, este ceva extrem, este ceva ce chiar ți, te face să simți că treci la maxim. Și în momentul în care prinzi viteză, îmi spunea domnul Cezar Popescu un pic mai devreme, că prinde și 100 de kilometri la oră acel Cel bob? mai puțin. Cel mai puțin, fără Oameni. să îi faci start. Adică chiar stând numai în bob și dându-ți drumul la vale, fără niciun fel de împingere prealabilă, ajungi la 100 de km pe oră. Așa că nu ai nicio scăpare să mergi mai încet de 100 de km pe oră. Deci cum e Ești, nu ai senzația? voie să pui frână pe pârtie, deci nu ai voie. Este interzis de a folosi frâna. Se și amendează pentru așa ceva. De ce? Că se strică, se strică pista, pista, pista se și periclitezi siguranța celor care urmează după tine. Amenziile sunt foarte mari, ajung și până la 2-3 de euro. Wow. Dar care-i senzația în momentul în care <laughs> vezi totul așa, în viteză mare? E o senzație foarte, 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 foarte faină. Adrenalina aia când te dai cu bobul, nu o simți nicăieri. Pentru tine, acum abonezi că vrei să-ți carnet, nu? Poftim. Vrei să-ți carnet, să conduci? Da. O să fie complicat pentru că nu poți să prinzi aceeași viteză da. cu mașina, nici n-ai drumuri da. <laughs> și, sunt, și sunt mai multe. La, la ce sport v-ați fi gândit că puteți să faceți așa, a la lung de, de performanță, înainte să descoperiți bobul? Sincer, la niciun sport. Am făcut uh, un pic de lungime, viteză și suliță înainte, dar nu m-a pasionat, așa că m-am lăsat foarte repede. Pentru tine, Andrei? Și eu, la fel, nu am făcut un sport de performanță. Am făcut sport doar pentru mine, niște fotbal, schi alpin, schi fond, dar de performanță nu. Bine, voi fiind acolo la munte, toată lumea se gândește că sunteți ași în tot ceea ce înseamnă sportul care implică zăpadă, mm -hmm. nu? Și alunecări pe pe un derdeluș mare. Ați avut ocazia să vă întoarceți printre colegi acasă, colegi de liceu, prieteni? Nu, n-am avut timp să ajungem pe la liceu. O să ajungem eu cel puțin de luni. Abia aștept să văd ce reacție o să aibă. Pentru tine, Andrei, la fel. Eu, duminică, o să plec în Germania, o să continui cu bubul de patru persoane. Ok. Mm. Și probabil când o să mă întorc, o să încep să mă întâlnesc cu cunoștințe, cu colegi și prieteni. Da, nu e greu să fiți așa, să alergați, să vă împărțiți între sport, antrenamente, pregătiri și să mai faceți și altceva gen școală pe lângă. Sigur că este, dar ne-am obișnuit în timp, la început ne-a fost greu, acum face parte din viața noastră, este o rutină, a intrat în sânge, o putem face acum foarte ușor. Profesorii vă înțeleg? Da, sunt profesori care ne înțeleg și știu câtă muncă depunem noi am înțeles. Cum, Cum i-ați simțit? Că v-ați dus OK. Eu înțeleg că a fost vârsta un criteriu, dar v-ați dus la doi tineri care nu au mai făcut sport de performanță înainte. Mai sunt și timizi, așa retras, nu zici că ies eu în față, știu tot și totuși i-ați ales pe ei. Da, timiditatea aceasta poate să ducă și la o putere mai mare de concentrare. I-am simțit ca doi copii care vor să facă performanță, nu știam câtă îndemânare uh, posedă, adică capacitatea de a pilota acel uh, bob, dar uh, după primele coborâri pe pârtea de la Innsbruck, unde au început uh, pilotarea monobobului, au demonstrat că au și această calitate de a fi îndemânatici. Apropo de subiectul puțin uh, anterior, uh, într-adevăr, uh, fără un sprijin uh, total din partea școlilor unde învață ei, a profesorilor, a diriginților și a directorilor, fără sprijinul familiei, fără sprijinul tuturor din spatele nostru, mă refer club Federație Comitetul Olimpic Sportiv Român, nu se reușeau aceste performanțe. Și prietenii lor au uh, fost un, un sprijin în performanțele lor pentru că i-au înțeles la început a fost puțin mai greu, hai, măi, de ce nu vii cu noi? Hai chiar așa, chiar la ora aia trebuie să te bagi la somn, hai, nu încercăm să facem și noi o chestie. Ei spunând de câteva ori nu te rog frumos, eu am programul meu, au înțeles, și într-adevăr, prietenii lor au fost lângă ei. E cel mai important. Și voi erați pe trecărețe? Nu, dacă spuneți că erați retrași, nu. Nu, sincer eu eram petrecerea, eram rebel la familiei și a fost foarte greu să mă adaptez la acest program sportiv. Serios? Da. Pentru tine, Andrei? Eu nu am fost chiar un petrecăreț, însă am avut parte de un prieten chiar foarte bun care a venit să mă urmărească la competiție, a venit special să mă susțină, a venit timp doar de două zile prieten bun din Brașov, Barbu Daniel, împreună cu familia, care a fost mereu lângă mine, a, a susținut și îi mulțumesc. E un prieten care m-a înțeles întotdeauna și mi-a înțeles programul extrasportiv. Vă e greu să vă treziți dimineața pentru antrenamente sau cum începeți? Care e rutina unei zile? Când, când trebuie să fiți în picioare și să vă activați? La mine e mult mai ușor decât la colegul meu pentru că eu sunt mai aproape de locul unde facem antrenament. Și mă trezesc de obicei cu o oră, două mai târziu decât se trezește el. Și mi e mult mai ușor. Pentru tine, Andrei? Pentru mine, rutina asta nu chiar nu mă mai încurcă. Este ceva ce E te opresc Acum. un pic ca să povestim și pe radio, pentru că mai zis ceva: antrenament. Și mă gândesc că în România nu prea e unde să te antrenezi, e interesant de povestit. Suntem în clubul de seară, alături de campionii olimpici ai României, cei doi oameni de milioane care au adus în istoria României primele medalii de aur la mono-bob. Georgeta și Andrei. Bună seara încă o dată și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră. Îl felicităm și pe antrenorul Cezar Georgian Popescu, antrenorul lor principal. Un pic mai devreme povesteam noi pe Facebook că practicați un sport pentru care practic nu ai unde să te antrenezi în România. Și totuși voi vă antrenați. Cum Sigur, faceți? Unde mergeți? colega mea a spus de antrenament, se referea la antrenamentul fizic al calităților motrice de forță și viteză pe care îl facem zilnic sau cel puțin în șase zile din șapte, uh, antrenamentele de forță le facem uh, în câmpina la o sală de fitness, iar antrenamentele de viteză, în funcție de, de vreme, le facem ori la ploiești, unde avem o sală bine dotată pentru atletism, sau uh, vara, de obicei, la Sinaia, la colegiul uh, Cantacuzino. Dar într-un bob, când apucați să vă suiți? Sau așa nu vă antrenați deloc, îl vedeți în doar în concursuri? În în străinătate, în Austria, în Germania, Norvegia. Deci, practic, vă puteți antrena doar în afara României. Sau pe role, uh, antrenament de starturi la Lung mușcel sau la Sinaia avem un start uh, pe role. Dacă îmi spune și de antrenamente care presupun deplasarea în afara domnului antrenor, înseamnă că sunt niște costuri destul de mari. Uh, da, uh, deci pregătirea specifică alunecarea pe gheață nu o putem realiza decât în afara țării, din păcate. Cea mai apropiată pârtie fiind cea de la Innsbruck, în Austria, pârtia de la Eagles, undeva la 1300 de km de, de localitățile noastre. Costurile sunt destul de mari. Mai începând de la o coborâre care costă 45 de euro, o coborâre, până la cazare, până la carburant și toate celelalte uh, cheltuieli. Dar asta este, nu avem ce face. Uh, pentru acești copii minunați, întotdeauna s-au găsit uh, resurse, s-a investit uh, frumos în ei, nu am avut niciodată. Uh, un refuz din partea clubului, cum v-am spus, uh, CSO Sinaia, nici din partea Federației Române de Bob și Sanine, nici din partea Comitetului Olimpic Român. Vreau să spun și... că aceste medalii uh, care le au ei la gât, uh, mirosul acestor medalii s-a simțit încă de acum un an de zile. Cum așa? Când pe această părtie pe care au fost Jocul Olimpice de Tineret de sen Moriț din Elveția, noi am avut un concurs acolo deci anul trecut, și Georgeta a avut în prima manșă locul 1, a doua manșă greșind puțin și venind pe 3, iar Andrei Nica fiind pe locul 1 în, în penultimile viraje, unde a greșit puțin și a sărit pe locul 5. Dar am învățat foarte repede, înseamnă. Da, Ei au învățat din, din greșeli. greșeli. Au învățat din greșeli și este bine că învață din greșeli. Da, vorbim de susținere și uh, mă bucur sincer să aflu că ați avut parte de susținere, pentru că România n-a mai avut parte de o medalie la, la Bob din 1968 și atunci vorbeam de o medalie de bronz, nici când România, neavând piste, neavând locuri unde se antreneze, neavând o tradiție în acest sport, nu cred că a visat la vreun aur olimpic cu care, iată, voi sunteți la gât și ați început atât de frumos uh, această filă din uh, istoria sportului uh, uh, despre care vorbeam, istoria României, dar și istoria internațională a acestui sport, pentru că nu știu dacă realizați, dar voi practicați deschis un capitol. Nou, când o să fie cărți de istorie despre Monobob și despre Bob, se deschid la Gigi și Andrei. E frumos! <laughs> și mulțumim mult de tot pentru asta. Ce s-ar putea face mai mult pentru ei ca să aibă în continuare rezultate? Cum am putea noi să-i ajutăm? Cum am putea să vă sprijinim? Deci, deja se așternă pe hârtie rânduri pentru acești doi copii. Deja viitorul lor este creonat și va fi bine bine încondeiat. Vor intra într-un program de pregătire pentru jocurile olimpice din Beijing din, din 2022, unde vom numai participarea acolo este un obiectiv al nostru. Pentru că a participat la acele jocuri este un, câștig în sine. este un câștig în sine. Deci alt obiectiv nu va fi. Obiectivul principal al lor va fi pentru 2026 jocuri olimpice de iarnă de la Cotina D'Ampezzo din Italia. Frumos, nicio presiune pentru voi. Rămânem împreună în clubul de seară la Europa FM. Uh. Va trebui să introduc o rubrică scurtă la radio imediat, dar asta e o pauză din discuția noastră și oner. Simțiți presiunea acum după medaliile astea? Adică ați creat niște așteptări uriașe, nu avea nimeni, nu se aștepta să se întâmple ceva și totul s-a întâmplat, iar de aici înainte simțiți cumva presiunea de a fi din ce în ce mai buni? Sincer, acum nu mai este nicio presiune. A fost până acum o presiune că toată lumea s-a așteptat la aceste medalii și după ce am reușit să le luăm, nu mai sunt chiar așa mari presiuni pe noi. Serios, vă puteți relaxa? Da, acum încercăm puțin să ne bucurăm de ce am realizat și să ne odihnim, da, puțin. Reușit să mâncați, reușit să dormiți, reușit mm. să. Da. Nu prea. Eu, eu, eu da. Dar e emoția asta, adrenalina care a da. rămas de la concurs sau despre ce În e vorba? Prima seară, da, n-am reușit să adorm. Chiar ce ați făcut după ce. Cum ați sărbătorit? Am sărbătorit prin studiouri. Da. V-ați dus să dați interviul să vorbiți despre reușită? Da. Sau... Da. da. Și asta e o postură în care nu vă simțiți confortabil? Sincer, nu. Dacă nu e legat de sport, nu. De eu, eu îmi cer scuze că vă chinui și vă aduc. Oamenii <laughs> vor să vă cunoască și, după cum spuneam, cu voi se deschide, practic, se va deschide cartea de istorie a monobobului și a bobului și a României în acest sport și, practic, voi ați reușit să completați în... Două, trei zile, într-un weekend, să completați un capitol care lipsea de vreo 40, 50 de ani, ai 60 de ani aproape. Da, presiunea pe acești copii minunați pot să le spun, așa cum le-am spus întotdeauna, acestor copii ai mei. Presiunea a fost mare la aceste jocuri olimpice, deoarece la concursurile de calificare, Georgeta Gigi. A avut uh, un loc 1 la, în Norvegia și un loc uh, 3. 3 în Norvegia, iar în Germania a avut tot un loc 1 și un, un loc 2. Iar Andrei a avut uh, în Norvegia două, locul, locuri de 3. două locuri de 3 și în Germania un loc de 3 și un loc, loc de de un loc de 6. Uh, ei fiind lotul cel mai valor, valoros care a făcut deplasarea la aceste jocuri olimpice. Toată, toată, toate privirile și toate speranțele la medalii olimpice au fost spre noi, toate speranțele. Și ei au simțit lucrul acesta, bineînțeles că au simțit, au simțit că și pot să realizeze acest lucru, au reușit ca să se concentreze la maxim în această competiție, o competiție foarte stresantă. De ce spun acest lucru? Pentru că în cadrul acestui concurs, tocmai concurentul elvețian, care până la acest concurs nu a avut nicio răsturnare pe nicio pârtie, aici s-a răsturnat. Deci vă dați seama câtă presiune. Este și o pârtie istorică, ai publicul aproape de tine și uh, această concentrare și această teamă de competiție poate să ducă și spre rău. Dar ei, această teamă de competiție, au, a făcut ceva benefic. I-a făcut să se concentreze și au făcut aceste fapte minunate. Introduc foarte rapid o Curtă rubrică pe radio, după care o să revenim și pe radio să, să povestim. Vă puteți relaxa, nu <laughs> vreau să vă uh, torturez. De altfel, uh, aveți un zâmbet foarte frumos și în momentul în care v-am văzut acolo în festivitate, lucrul ăsta v-a fost apreciat de foarte, foarte mulți. Suntem în continuare în clubul de seară, vedem cum s-a scris istoria ieri și azi, muzică într-o zi de 23 ianuarie. Și mă uitam în toate comentariile și toate reacțiile din, din țară după ce s-au anunțat rezultatele, lumea în extaz și a început brusc să caute lumea ce este cu acest sport și să se intereseze, pentru că noi, neavând o tradiție, nici nu am știut de unde să luăm. Cred că s-a întâmplat cumva ca la Nadia Comăneci, când lumea da. se întreba dacă s-a defectat tabela aia sau <laughs> despre ce este vorba. Ați început să vă simțiți un pic ca niște vedete, niște superstaruri? Simțiți atenția asta? Nu, no, eu sunt foarte retrasă, așa pot spune, și nu, nu mă bucur de vedetismul ăsta de după medalie. Și mie îmi place Andrei. să fiu modest, să nu mă laud cu uh, întotdeauna cu ce am reușit. Mă simt bine așa. să uh, se ar zice să stau în banca mea. Dar nu credeți că în momentul în care o să adune mai multe medalii și mai multe rezultate de, de genul ăsta s-ar putea să schimbe un pic lucrurile? Nu, pentru mine eu o să fiu aceeași persoană ca dintotdeauna. O sportivă simplă, nu cu aere de vedetă sau cu fițe. V-ați întâlnit cu sportivi care au o asemenea atitudine? Inclusiv colegi care practică același sport cu voi din alte țări. Nu, colegi de vârsta noastră sunt chiar colegi, nu sunt fițoși, sunt foarte prietenoși cu noi. Chiar care a fost reacția celorlalți din lot în momentul în care au văzut reușitele voastre? Cei din lotul nostru național cu noi acolo a fost doar Antonia Sârbu, care a reușit să se califice și acela a fost un moment emoționant când am întâlnit-o acolo jos în finish și m-a luat în brațe, am început să plângem. Și în lotul nostru a mai fost și Bolboacă Sebastian și din Cărareș, care n-au reușit să se califice pentru că este doar un loc de națiune și Andreea a câștigat acest loc. Și ne-au trimis multe felicitări și s-a bucurat pentru rezultatul nostru. Vă păi e greu în momentul în care unul dintre voi are o reușită și altcineva nu? Nu știu, vă încărcați cumva emoțional? Se face transferul ăsta de... Da, eu de obicei sufăr când colega mea sau colegul meu nu au același rezultat ca mine, eu fiind cea care ridic ștacheta de fiecare dată. Și cum reușiți să vă încurajați să depășiți momentul? Aveți vreun ritual din asta al vostru? Faceți ceva? Aveți vreo vorbă de îmbărbătare? Ne motivăm reciproc, de obicei, da. Nu, ceva specific nu, dar ne sprijinim. V-ați făcut vreun salut al vostru? Aveți vreo îmbrățișare de grup sau ceva care să vă dea așa energie? Eu și colega mea, Antonia, avem un salut special. Și de fiecare dată înainte de concurs și după concurs facem acel salut. Se poate arăta? Da. Merge să-i arăți și cu Andrei? Nu, că nu știe. <laughs> <laughs> Batem dreapta, stânga și apoi facem așa. Ok, mulțumesc. <laughs> Îl învățăm și data viitoare ne uităm la voi și știm ce faceți acolo, nu că da. transmiteți tot felul de mesaje. Ați văzut că, de regulă, după un succes din ăsta foarte mare, toată lumea începe să se priceapă la respectivul sport. Și mă gândesc la Simona Halep, după ce a avut succes în ultimii ani la tenis, absolut toată lumea se pricepe la tenis și știe ce ar trebui să facă. Vă gândiți că s-ar întâmpla același lucru și în cazul vostru și toată lumea să vă dea sfaturi despre cum să manevrați acolo bobu și ce să faceți? Toată lumea e tot știutoare după ce vede o știre, dar noi doar îi ascultăm și alegem ce e mai bun pentru noi. Cum vă, de fapt, care sfaturi le, le ascultați în afară de domnul antrenor, desigur? Mai sunt anumiți antrenori de părtie care ne ajută cu anumite manevre pe care domnul antrenor poate nu le știe sau nu le știe bine și ne mai ajută unele sfaturi, dar întâi cerem părerea antrenorului. N au început să mulțească cerile de prietenie, mesajele. Aveți Instagram? Da, Instagramul meu este GeorgieDPR, iar okay. pe Facebook mă găsiți Popescu Georgeta. Andrei? Mm, și pe mine mă găsiți pe Instagram ca Nica Andrei18 și pe Facebook Nica Andrei Robert. Și probabil că o să-ți faci Nica Andrei19, 20, 21. Da, probabil, probabil. Sau probabil sunt medaliile de aur pe care ți-ai propus să le câștigi în. Deocamdată vârsta. Urmă, următoarea perioadă. Da, e un început bun, și de vârstă, și de. Domnul antrenor, cum e să lucrați cu super deja ale, ale sportului și luate așa, de, din fragea de pruncie, adică trei ani de lucrat cu ei și deja au. Da, acum gât. este puțin mai ușor. La început a fost foarte greu. Eu am clubul într-o zonă unde nu avem parte de atletism. Acesta, acest lucru este un lucru bun pentru mine, deoarece eu îmi iau copiii, din totdeauna mi-am luat copiii, care nu au făcut parte dintr-o echipă de atletism. Eu îi iau și îi modelez de la primii pași. Încep și mi este și mai, simplu, mai va... simplu, da, mi este mult mai simplu, Uh, nu vin cu obiceiuri proaste Dar O secunde, vă opresc ca să intrăm și pe, și pe radio Să revenim să povestim Suntem în clubul de seară la Europa FM Alături de domnul antrenor Cezar Popescu Vorbim despre cum se pot găsi Și cum se pot modela talentele în acest sport uh, Cred că nu v-am pus o întrebare foarte importantă Cum știți că cineva are calitățile necesare Pentru a practica acest sport? Nu știu, le simt. Deci vă rog frumos să mă credeți că simt. Nu sunt niște probe pe care să le dați? Sau... A, acele probe de control poate să mă ducă câteodată în eroare. Adică eu când am cunoscut-o pe Popescu Georgeta, pe Gigi, și după probele de viteză... acum o pauză, că a să-ți Gigi. Ok, s-a mai relaxat, Andrei, mai avem un pic de lucru. Da, Gigi nu excela la viteză. În schimb, excela la forță, ea fiind o fată foarte puternică, excela la ambiție, fiind din zona, din zodia Berbec, Andrei fiind și el Capricorn, deci vă dați seama ce aveam în jurul meu, numai cornițe. Fir puternice. Da. Andrei excela la viteză, nu excela la forță. El fiind o fire uh, Puțin uh, Cum să vă spun eu uh, Nu de lăsătoare, Puțin speriată Adică dacă simțea Că nu merge ceva Avea uh, Niște reține. Avea Momente când uh, Mai mai Ca să renunțe Poate teama de înșec Teama de înșec de, se corect? poate da. Asta am, am simțit-o la pilotaj Andrei nu a eșelat în primul an sau în al doilea an la pilotaj. El făcând niște greșeli mai mari de pilotaj decât Gigi și a avut momente când mă spunea, domnul domnu antrenor, domnul antrenor, nu mă simt în stare, nu mă simt, eu nu cred că o să fiu un pilot, dar am reușit, am reușit prin motivații, stând de vorbă cu el, dându-i încredere, am reușit și el a fost capabil să facă niște minuni pe unele părți. Ca să, și să aducă rezultate. De exemplu, pe pârtia din Z, cu trei zile înainte de concurs, a răsturnat din virajul 2. Deci, din virajul 2 până în virajul 16, a mers răsturnat cu monobobul, iar după trei zile a luat medalia de argint. Deci, vă dați seama de ce este în stare. Andrei totuși, cum ți-ai găsit uh, forța asta interioară să mergi mai departe și să simți că ăsta este drumul tău? Mm, câteodată, chiar. Uh... Nu simt că vine din puteri proprii, câteodată chiar simt că cineva mi-a mâinile și mă ajută să reușesc. Și sunt complet, complet surprins de multe ori. Îți mai e frică de eșec? Da, sigur, nu, nu la fel de tare, dar. Uh, uh, mă mai gândesc câteodată, da. Gigi, tu cum îți găsești puterea? Eu îmi găsesc puterea văzând în colegii mei cel mai mare sprijin și în domnul antrenor. Și eu fiind cea care am ridicat ștacheta, sunt tot timpul să fiu tare pentru echipa mea să-i motivez. Foarte frumos spus. Vi s-a întâmplat vreodată să plângeți după un antrenament sau după un concurs care nu a ieșit așa cum trebuie? Eu nu am plâns niciodată pentru că nu am avut așteptări foarte mari. Am vrut să mă surprind pe mine. Dar au fost momente când nu-mi ieșeau anumite chestii și Eram un pic supărată. Știu că bărbații nu plâng niciodată, Andrei, dar între noi așa s-a întâmplat vreodată? Mm, și eu am fost dezamăgit de multe ori când nu am reușit anumite lucruri, dar să plâng, nu, nu mi s-a întâmplat. Care a fost reacția părinților voștri în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta frumos din weekend să deveniți primii olimpici de aur ai României la Monobob? Mama nu a vrut să creadă când a văzut pe internet că eu am câștigat, Domnul Antrenor a sunat-o și a spus că am câștigat. I-a spus de trei ori chestia asta și mama tot n-a crezut. Iar apoi a izbunit în lacrimi și a plâns până am ajuns eu acasă. Și n-ați plâns împreună când ai vorbit da. cu ea la telefon? <laughs> Andrei, la tine cum s-a întâmplat? Mama mea m-a urmărit mereu, m-a urmărit pe site-urile de socializare. A fost și ea foarte mândră de mine. Uh, și bunica mea din Italia. Ea stă în Italia, m-a urmărit și acolo. A fost felicitată de români, ne-au văzut și românii din Italia, care au fost foarte surprinși. Și mă simt foarte bine, pentru că i-am simțit în vocea lor că sunt foarte mândri. Și nu cred că putea să, să le mulțumesc altfel. și lor, pentru că mi-au fost alături. Mulțumim mult de tot tuturor celor care ne sunt alături și în această seară în Clubul de Seară. Luăm o pauză scurtă de 4 minute, după care revenim cu ultimul minut al discuției noastre. Va fi închiderea acestei ore, că trece timpul foarte repede mm -hmm. și mulțumesc mult de tot că v-ați mai relaxat și îmi cer scuze încă o dată pentru că înțeleg că nu vă este confortabil să vorbiți, să dați interviuri și este cumva o lume nouă în care v-ar plăcea mai mult să faceți sport și atât. Dar cred că e important să vorbiți și despre rezultatele voastre și poate să inspirați pe alții. V-ați gândit că reușit să inspirați și pe alții acum? Mă da. Calce pe urme? Da și chiar ne-am bucurat să vedem niște în uh, niște noi sportivi în acest uh, sport care nu este foarte cunoscut. Ce sfat le-ați da tinerilor care ar vrea să se apuce de bob? Să aveți mult uh, încredere în voi și curaj și o să reușiți. Andrei, și să nu renunțați niciodată. Să nu să nu renunțați atunci când e vorba de ceva da. greu sau care da. nu le iese, nu? Sigur. Care vi s-a părut că a fost cel mai mare obstacol de până acum? Barajul ăsta psihologic în momentul în care nu ți iese ceva, să nu renunți? Sau a fost și altceva care ați simțit că v-ar putea întoarce cumva din drum și să vă schimbați traseul vostru? La mine cel mai mare hop a fost când în vară m-am accidentat la picior și am crezut că o să avem o pauză mai lungă și nu o să-mi revin pentru aceste jocuri. Și până la urmă totul a fost bine da, am avut niște medici în spate foarte buni și m-au ajutat. Pentru și tine, fel, Andrei? Am avut parte de o accidentare destul de gravă. Am avut o ruptură musculară la biceps femural. Și eu, la fel, am avut parte de sprijin foarte bun de la kinetoterapeuți, de la fizioterapeuți, de la doctori. Găsiți, bineînțeles, de domnul antrenor, care a fost foarte, și el foarte emoționat când s-a întâmplat, nu știa ce o să se întâmple, dacă o să reușească să dau randa maxim, dar după cum vedeți, a fost bine. Mai aveți frați, surori? Da, eu mai am încă două surori și trei frați. Wow, ce familie mare! E da. toți ce vârstă au? Eu sunt cea mai mică, următoarea soră după mine are 23, după aceea 25, 28, 30 și 26. Și practică sport? Nu, no, niciunul dintre ei. Deci tu ai deschis o nouă linie în familie. Da. La tine, Andrei? Am, și eu, am o soră mai mică, o cheamă Maria, are 13 ani. Mulți înainte să fie sănătoși. Mulțumim. Pasionată acum, vrea să-ți calce pe urme? Uh, nu face sport de performanță, face și sport uh, pentru sine, face karate. Se, descurc, se descurcă destul de bine. Eu sper deci să... n-ai voie să o superi. Da, nu, e, Ar spera să apuce și a calea performanței pentru că este un drum frumos și rămâne de văzut. Domnule Cezar Popescu, îi am întrebat ce au făcut după ce au câștigat. Dumneavoastră ce ați făcut? Eu uh, am... Ați plâns? Uh, am plâns la fiecare mașă de-a lor, de la... în cadrul competiției. Uh, um, ce-am făcut? Am făcut să mă gândesc la viitorul lor, la viitorul lor apropiat. Pentru că nu prea avem timp de a ne relaxa. Uh, ei, Andrei urmează să ajute echipajul de Bob de Patru ca împingător, el fiind foarte puternic fizic. Echipajul de Bob de Patru masculin are nevoie de un împingător. Două săptămâni, după care se va întoarce în țară și vom încerca să-l. Uh, voi încerca să-l fac pilot de bob de două persoane. Proba de monobob la băieții din acest moment nu mai există. Deci, la Jocurile Olimpice din 2022 de la Beijing, numai fetele au proba de monobob. Andrei trebuie să urmeze calea pilotului de bob de două persoane și mai târziu după experiență de 8 de 4 persoane. Uh, Gigi va avea o perioadă mai lungă de uh, relaxare fizică, să zic așa, nici aceasta nu va fi totală, vom face două-trei antrenamente pe săptămână, în schimb, uh, concentrarea ei psihică și munca intelectuală va fi foarte intensă, deoarece urmează bacalaureatul ei. Hai Ea... să revenim și pe radio. Clubul de seară la Europa FM, alături de campionii României la Monobob, Georgeta Popescu și Andrei Nica, alături de antrenorul principal Cezar Popescu, în cel mai mare club din România, de la 19 la 21, deschis pe frecvențele Europa FM. Georgeta, te-ai gândit să pleci din țară? Nu, no, niciodată. Nu crezi că o altă țară ți-ar putea oferi condiții mai bune de a te antrena? Ba da, desigur, alte țări au mult mai multe condiții decât noi, dar uite că și o țară mai mică ca a noastră, România, reușește să, să aducă talente ca noi. Aici să aduci medalii sub uh, tricolorul nostru. Ca să arătăm celorlalte țări că nici România nu este departe de ei. Andrei, te-ai gândit să eu... faci performanță și pentru altă țară? Nu, nici eu nu m-am gândit să plec. Ce mă face să rămân și să muncesc pentru țara asta este... Iubirea și susținerea oamenilor care ni se acordă, care ne dau putere să mergem mai departe, care ne sunt întotdeauna alături. Și în primul rând, pentru antrenorul meu, care aș vrea să zic că a fost ca un fel de autor în viețile noastre cât timp am făcut sport acești trei ani în care am făcut sport pentru noi doi, pentru mine și pentru colega mea a fost ca o poveste, o poveste scrisă de acest om, de către Popescu Cezar. El face să plângă, să știți, că mai continuați. Uitați-vă la ochii domnului antrenor. A fost scrisă după dictarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un singur lucru pe Andrei. În primul cantonament, când m-am dus să-l trezesc, de dimineață la antrenament, l-am găsit citind. Citea Biblia. Iar pe Andrei, în fiecare duminică, când este acasă, îl găsiți la Mănăstirea Caraiman, merge la slujbă, îl intră în altar, starețul Mănăstirii Caraiman îi pune acel veșmânt și el participă la întreaga slujbă și ajută acolo pe preoți. Cu alte cuvinte, ați primit sprijin de sus, dar cel mai mare sprijin l-ați primit din forțele voastre și din munca pe care ați depus-o în acești trei ani. Mă înclin în fața voastră, mă înclin în fața domnului antrenor Cezar Popescu. Georgeta, felicitări Andrei, felicitări și abia aștept să ne vedem și cu următoarele medalii și cu următoarele rezultate despre care să vorbim la Europa FM. Felicitări încă o dată. Mulțumim. mulțumim. Vă mulțumim mult. Suntem la Europa FM.